doar două. Puteți să ajutați Sibiu de la București, nu știu, de la Ministerul Sănătății cu reactivul ce trebuie să se facă testare la capacitate maximă Sibiu? Și a doua întrebare punctuală. Mi se pare normal, tocmai astăzi, când ați venit dumneavoastră la Sibiu, să se deschidă brusc două secții de medical în Spitalul Județean pentru a fi luați de urgență din containere pacienții, să nu-i vedeți dumneavoastră cum așteaptă acolo? Încă din prima secundă în care am văzut această informație că există un aparat PCR nefolosit în județul Sibiu, am luat legătura cu cele două părți implicate și astăzi protocolul de punere în funcțiune a acestui aparat va fi semnat între Universitatea Lucian Blaga și Spitalul Județean Sibiu. De asemenea, acest protocol este transmis de urgență Direcției de Sănătate Publică și vom direcționa, în urma discuției pe care am avut-o cu domnul ministru Nelu Tătaru, toate consumabilele necesare punerii în funcțiune a acestui aparat. Dacă îmi permiteți să completez aici pentru testele și după care și pe partea cealaltă care ați întrebat. Am trimis deja primele teste rapide pe baza de antigen, nu pe baza de anticorp, adică care pot să ajute stabilirea unui pacient pozitiv, mai ales dintre pacienții simptomatici, mai repede, până vine rezultatul PCR. Deci s-au trimis, deja au ajuns. Da, deci au intrat în Sibiu, cred chiar de ieri au venit. Deci testele au venit, au fost distribuite, câteva sute de teste pe unitate de primiri urgență, la nivelul unităților de primiri urgență, cu un ordin de utilizare al lor. Și acest lucru, bineînțeles, va fi suplimentat pentru că ordonanța de urgență pe stocurile strategice prevede achiziționarea a 3 milioane astfel de teste de antigen. Deci, să fie folosite toate trei din. O secundă, vă rog, am înțeles întrebarea. Deci, pe partea de teste există un coleg care se ocupă și care urmărește acest lucru la nivelul Ministerului Sănătății. La acest moment eu nu pot să știu care este motivul.